10 de Florin Chilian, lecție de chitară. Deci începem, ăsta e intro. Începem în do major. Ciupind în ordine corzile la, re, sol și si, deci cele din mijloc. Pe urmă, pe ultima coardă, coarda mi subțire, cântăm 3 note. Deci tasta 3, 1, liber. Pentru asta putem ține de la început acordul do major cu degetul mic pe tasta 3-a. Pe urmă urmează un double stop, două note, o notă pe coarda la, la tasta a doua, nota si, și a doua pe a cincea coardă, tasta 3, să fie nota re. Și pe urmă, tot pe a cincea coardă, mai cântăm cele două note, do și si, la tasta 1, respectiv liber. Deci până acum... Asta e la minor, la arpegia. Facem pe a patra coardă, coarda sol, avem un hammer-on de la liber la 2, pe urmă ciupim a cincea coardă, de fapt restul notelor o să fie din la minor direct. De fapt coarda 5, 4, 3, la tastele 1, 2 și 2, ca un la minor normal. Pe urmă un slide de la tasta 2 la tasta 3 pe coarda 3. Aici este liber hammer-on pe 1. Deci pe urmă iară liber pe coarda a 5-a. Pe urmă liber a 4-a. 1 0 1 2, toate pe coarda a 5-a. Deci reiau. Pardon. Reiau din la minor. Și pe urmă un do, iată. Am avut un pull-off, deci eliberăm de la tasta 3 la tasta 1 în timp ce sună, pe urmă liber tasta 4, coarda 4, tasta 2 la, pe coarda a 3-a. Pe urmă iară slide la 3, pe coarda 3, și avem aici o succesiune. De fapt, ce este? Corzile 4 și 5 rămân în aceeași stare, adică 4 liberă, 5 la tasta 1 și ciupim diferit doar nota de pe coarda 3. Întâi la tasta 3, pe urmă la tasta 2 și pe urmă liber. Însă nu mai ciupim a 5-a coardă, ne oprim doar la a 4-a. Atât. Deci...
3 la prima coardă, gura să mi, nota sol. Lăsăm să rezoneze un pic de vibrato. Aici ce am făcut? Am coborât pe corzi de 3-4-5, 3-4 libere, 5 la tasta 1 pus degetul. Pe urmă, după ce lovim, eliberăm la 0. Ne întoarcem pe corzi de 4 și 3 libere. Deci, urmată iarăși de a treia tastă pe coarda groasă mi. Din nou lăsăm să sune și aici avem un trill. Întâi avem un double stop pe ultimele două corzi, la tasta 3 respectiv 5, 3 pe a 5-a coardă, 5 pe a 6-a coardă, pe urmă un double stop tot pe ultimele două la tasta 3, urmat de un trill. De fapt, e un hammer-on pull-off pe ultima coardă, la 3 la 5. Deci, și urmat de un double stop pe ultimele două la liber. Deci ar veni. Făcute rapid, ca să sune a trill. Aceeași porțiune cu trill facem. De fapt, sunt 3 double stop-uri, primele două identice la pe ultimele două corzi tasta 1. Prindem bare cu deget arătător. Și al treilea double stop e de fapt obținut prin eliberarea ăstora la 0. Numai de la minor. Pe unde de fapt se intră în piesă. În piesă, acordurile sunt la minor, fa, do, sol, urmat de la minor, mi minor, fa, sol, do. Iar ciupitura poate fi orice ciupitură potrivită pentru o baladă, să zic. Ideea este de a ciupi mereu basul și pe urmă, pe ultimele 3 chords, pattern-ul. Deci ar veni ca și chords 4, 5, 6, 5, 4, 5. Dacă ar fi să cânt fără niciun acord, ar veni basul fie pe coarda 1, fie pe 2, fie pe 3, urmat de, cum am zis, 4, 5, 6, 5, 4, 5. În la o să am, aici să fie a doua coardă, urmat de fa, în care să fie prima coardă basul, pe urmă, do ca și la, sol ca și fa, la minor din nou, mi minor din nou pe mi. Aici fa-ul și solul fiind mai alert, împărțind măsura, nu mai am timp să cânt toate câte sunt 6 note, cânt doar 3. Doar o coborâre în jos. 1, 4, 5, 6. Și am. Dar asta e cel mai ușor să prind dacă se ascultă melodia. Thank you.
ceea ce am făcut, în cam, să zic, între două strofe, când trebuie să începe a doua strofă, care am zis începe la minor, ultima se terminase în do, pentru că se termină prin fa, sol, do. Atunci coborârea normal se va face prin basul si. Și atunci o să ai... Deci, do din nou cumva îl dai incomplet. Așa. E cam asta e.